Găsit la un nou episod și în acest episod vreau să fac reacția mea la Floricica Dansatoarea. E celebră femeia asta pe internet și o să vedeți ce nebunie a făcut, mamă. Mai merge? Hai să vedem. Eu o să vă cer și părerea voastră în comentarii și am să vorbesc și eu. Cred că se vede pe acolo. Deci vedeți și voi ce nebunie aici. Mamă! Vă las și pe voi să vizionați. Deci acum o să comentez. 1. Floricica Dansatoare e nebună rău. 2. E foarte faină. 3. Adică faină gen... chiar a zis niște lucruri adevărate. Iohani ne-a furat țara. E un mafiot, e un... Nu mai zic. Așa. Uitați-vă un pic. Deci e nebună cu totul, că țipă ca nebună. Și mai dăm o dată, nu? De ce nu? Acum o să vă las pe voi să ascultați. O să vă cer părerea voastră în comentarii! Ok, ăsta a fost un remix, să zic așa, gen a fost Floricica Dansatoarea pusă, gen a fost vocea ei, a fost pusă pe concertul acelei rockere, acelui, da, oricum v-am pus pe concertul rockului să vedeți că rockul ăla chiar sună bine, cu tot cu vocea lui Floricica Dansatoare. Să vă fie rușine! 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 Nu e aia, eu v-am dat aia nu așa că sunt. Și să-mi spuneți în comentarii ce v-a plăcut. Aia cu concertul, asta... sau cealaltă și ce v-a plăcut din ele, din variantele. Ce v-a plăcut din ele. Așa. Și mai am încă una cu Floricica Dansatoare, hai că vă arăt acum. Pe muzica lui rocărița aia. O să vedeți? Da. Opția mea. Acum. Și... asta e Floricica Dansatoare, din mijloc. Oh.
Și să lăsați un comentariu care dintre variantele v-a plăcut cel mai mult. Prima variantă e asta, cu concertul, cu rock-ul. A doua variantă e aia originală de 35 de secunde. Și a treia variantă a fost asta, penultima, care v-am pus-o acum. Să-mi ziceți ce v-a plăcut, ce variantă v-a plăcut cel mai mult din astea și ce v-a plăcut din varianta aia. Trebuie să spuneți cel puțin un lucru, ce v-a plăcut cel mai mult din varianta aia și poate vom face o premiere celui care a răspuns la întrebări. Sau celor, desigur. Și cu voi a fost Albert și vă pup. Pa, pa.